Și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un unboxing la Faberlic din compania numărul 14 și vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat. Și vom începe cu acest săpun lichid pentru bucătărie. Este acesta cu flori de primăvară. Are un miros subtil, l-am mirosit și acest borcanel are 300 de mililitri. Nu am probat niciodată săpunurile lichide de la ei și chiar sunt puțin interesată ca să văd cum este consistența. După cum ați mai văzut pe canalul meu, de foarte mult timp nu am făcut unboxing-uri de la Faberlic, deoarece mai mult de jumătate de an, dacă nu greșesc, chiar nu mi-am făcut nicio comandă, dar acum, tot urmărind catalogele online, am hotărât să încep să-mi fac ceea de ce am nevoie și mi-am făcut comandă de acest gel de spălare a vaselor cu depantenol. Are 500 de mililitri și este cu căpșună și frișcă. Îmi place foarte mult că este zero plus, adică se poate despălat și vesela copiilor. Și asta îmi place foarte mult. Tot am mai probat de la ei gelurile de visiră, dar pe acesta acum este nou ieșit și nu l-am probat. La fel pentru casă mi-am cumpărat și acest spray pentru geamuri și oglinzi. Chiar sunt interesată să văd cum este. Are 500 de mililitri. Prețurile nu pot să le zic că nu mai țin minte. Mi-am cumpărat și această pensulă pentru fondul de ten, este foarte ok, am deschis-o și perii sunt atât de moi. Nu prea folosesc pensulele, dar aceasta mi-a părut interesată. Și mi-am mai cumpărat și această pincetă cu insigna Faberlic. Mai am una, dar o folosesc de foarte mult timp și am hotărât să mi-o schimb. Mi-am mai făcut comandă de acest CC Cream, este un crem pentru pielea combinată și grasă. Se arată așa de întunecat, este cu ceai verde. Nuanța mea a fost cea mai deschisă, după cum nu scrie pe nici pe recipient, nici pe cutie, nu scrie nuanță, dar eu sunt 3 nuanțe, deschisă, medie și închisă, eu mi-am luat-o pe cea mai deschisă. Și la fel mi-am mai cumpărat și acest, la fel este un CC Cream pentru fiecare zi. Mi-am ales o nuanță, erau 3 feluri de subtonuri, cald, rece și neutru. Eu mi-am ales pe cel neutru și este cea mai deschisă din subtonul cel neutru și are SPF 15. Și cam acesta este mica mea comandă de la Faberlic din această campanie.